Parohia Sfântă Ana din municipiul Galați a îmbrăcat miercurea aceasta haine de sărbătoare. Membrii parohiei și-au cinstit ocrotitorii pe sfinții și drepții dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor, a tinerilor și copiilor participanți la programele catehetice ale bisericii. Au fost prezenți, de asemenea, profesori și oameni de cultură atașați sufletește de tânăra și dinamica parohie gălățeană. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian i-a binecuvântat pe credincioși și a rostit un cuvânt de învățătură. În săptămâna premergătoare hramului, parohia a derulat un bogat program social-filantropic în folosul copiilor fără posibilități materiale, al mamelor aflate în maternitatea Buna Vestire din municipiu, dar și al persoanelor vârstnice nedeplasabile. Printre multele programe lăudabile ale parohiei, Sfinții și Dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana din Galați, într-un cartier mai mare, unde sunt copii din darul lui Dumnezeu mai mulți, o mulțime dintre ei, purtați pe brațe de mamele lor și de părinții lor și de bunicii lor, s-au împărtășit la Sfânta Liturghie cu Sfintele Taine. Iar biserica le împărtășește astăzi, parohia, împreună cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie, Consiliul și Comitetul Parohial, un număr de 30 de copii deocamdată astăzi au primit la sfârșitul Sfintei Liturghii ghiozdanul complet pentru a începe un nou an școlar cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu sprijinul oamenilor buni, și iată cât de frumos funcționează parteneriatul între școală și parohie în parohia aceasta și în toată arhiepiscopia. Dumnezeu să ne ajute să fim de ajutor copiilor și tinerilor spre slava sa și binele bisericii și neamului nostru. Membrii comitetului parohial au pregătit din vreme pachete cu alimente de strictă necesitate pe care le-am dus acasă familiilor de bătrâni care sunt singuri și nu se pot deplasa și care sunt în mare nevoie. Mâine, pe 10 septembrie, membrii APOR, de asemenea, și o parte din membrii Comitetului Parohial vor merge la maternitatea Buna Vestire din Galați pentru a ajuta pe copiii noi născuți, ale căror mame, de asemenea, sunt în nevoie, și le vom distribui scutece pentru nou născuți, cât și șervețele umede. Rechizitele au fost rodul cooperării dintre membrii filialei parohiale a Asociației Părinți pentru Ora de Religie Galați, profesori și Comitetul Parohial. Dorim noi, Asociația Părinți pentru Ora de Religie, împreună cu Consiliul Parohial al Bisericii Sfinții Ioachim și Ana, un început de an binecuvântat, cu rezultate bune, cu mult succes și cu prezență la biserică și la ora de religie. La final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a vizitat atelierul de pictură din cadrul parohiei, unde peste 30 de copii învață tainele picturii sub îndrumarea unor profesori calificați. Sunt ateliere, atelier de pictură, atelier de făcut icoane, e tot, să zicem, ca o refulare, o găsire a eu-ului. O săptămână, să zicem, pictăm farfurii, o săptămână pictăm icoane, uneori facem felicitări. Sunt lucruri pe care le donăm la diferite instituții, ca apoi ele pentru a fi vândute și să iau jucării. Sunt făcute foarte multe cu copii defavorizați. Învățăm să ajutăm pentru a fi ajutați.